Aici am ajuns la concluzia că pentru o viață sănătoasă trebuie să bagi în fiecare duminică dimineață cât un joc pe stomacul gol. Astăzi o să jucăm un joc extraordinar de frumos în care testăm abilitățile de cuplu sau de echipă în funcție de caz, dar ne focusăm de data asta pe cuplu pe care l-am în stânga mea. Tu mai merge să prezinti, scuză-mă, ce să prezint cu tonul ăsta, cum ai început, ești fix de insula iubirii. Veniți în față la foc! Veniți la bonfire! Noi ne râsul, dar vezi că jocul ăsta e foarte greu. Bine. Pentru că nu ați fost anunțați de la bun început și văd că stați fiecare cu bețișoarele. Avem, după cum se vede, două boluri. Într-unul sunt boabe de struguri date cu ulei și într-unul nu sunt și de asta nu sunt pentru că trebuie să ajungă acolo. Ești bine. Vorbeam despre chestiunea de cuplu. Așa. Un cuplu, dar e ca un motor. Ca la mașina lui Nicolae. Trebuie să fie fiecare bine sudat. Piesă, da, trebuie să funcționeze fiecare piesă. Aia zic și eu mereu. Un cuplu trebuie să fie bine sudat. Exact, așa cum zice doamna. Ramona, dar iartă-mă un pic, ești în plus la jocul ăsta, dacă nu mai... Nu mă joc, am venit să-l curc pe curda, la ce vorbești noi dacă vrei, Ram. Hai să vă zic despre ce e vorba. Hai. Fiecare dintre voi veți lua câte un bețișor, nu două, și veți lucra cu echipierul sau cu partenerul, cu iubitul, cu logodnicul. Da, da, noi suntem bine. Și să mutați în cel mai scurt timp, să mutați toate bobițele astea de struguri și apoi dacă vreți să le mâncați, că tocmai de asta am zis că pe stomacul gol. 2 secunde. Adică cu bățul, fără să băgăm în... Fără să fie, dar care mută cele mai multe bobițe? Îți mai zic ceva, deja cu ulei și o mână e greu, unul, da? Eu nu mă descurc cu 2 bețe, nu știu să mănânc cu 2 bețe, cum se face că trebuie să... Da, da, l-ai pe Antonio lângă tine. Deci cine mută cele mai multe boabe va fi declarat câștigător. Mere cum? Nu? Da. Cam asta ar fi. Și hai, de când dăm startul, să vedem și așa. Deci n-avem voie să repetăm. N-avem voie să înfigem cățăpușa. Nu, n-avem voie să înfigem. Trebuie doar să lucrăm în echipă. Coordonare, putere. Concesie, cooperare. Dragilor, sunteți pregătiți? Da. Începem în 3, 2, 1. Scuze. Gata, hai, da. Uite-mă ce înseamnă cuplu. A început, a început. Deci voi trebuie să luați boaba de strugure, nu s-o târâți pe castron. Că ai văzut, am văzut mai devreme cu o rău așa. Nu trebuie târât pe castron, exact. Luați nu trebuie așa ceva. Haide, uite aici, aici, aici. Avem una, avem una aici. Ce înseamnă cuplu, cum se vede? Ia uite și cuplu din stânga mea. Mai mult aici. Haide! Dăm plină! Hai, bade! E frustrant, e mai mare. Ăsta e mai mare. Tu mai tare. Alunecă! Dacă înving eu atunci, n-avem șansă. Nu merge, că alunecă, că e dat cu rămașei, crede, dată cu lege. Nu merge, alunecă. Hai că pierdem timpul. Ia-l boabele pe castron. A, fără să le târâm? Uite, vezi? Hai una mai mare. Vedeți că au prins, nu târâți boabele, mă uit la ei. Serios. Dar tu vezi ce bine sudat e cuplu Bibi cu Antonio? Mulțumim, mulțumim. Ăla e! Lăsa logodica de aici, că nu... Scuza, nu ne-ai dat presiune. Mai durează 20 de secunde. Bravo, înțeleg. Haide, 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 bade, dă-i! Pune multă presiune. Da, da, bun! Deci, vezi că ne ducem prin aceleași boabe. Trebuie să vă conectați unul la celălalt. Este foarte important. Când l-am prins... Ridică puțin lucrurile. Fii atent că echipa de aici recuperează. Nu mai tărâți boabele pe castron. Intrăm în ultimele 10 secunde. Mamă, mă simt foarte dură. Hai! 8! Haide! 7! 6! 5, 4, 3, 2, 1. Stop, joc! Hai să mergem, mă duc în bucătărie. Să începem cu verificările. Ce verificare? Noi am jucat corect. La testul VAR avem echipa formată din Nicolae și Diana au pus 5 boabe, dar cinstite. Cinstite? Mergem mai departe. Mamă, cred că am ajuns și la câștigători. 2, 4, 6, 8. Tu te-ai uitat la noi, nu? 10 boabe. Au reușit să pună 10 boabe. Dar eu sunt curios. Ce tehnică ați folosit? Că eu am văzut acolo o tehnică venită din America. Tehnica prieteniei. Vorbeați voi ceva acolo. Ia, arătați-mi. Tehnica iubirii, nu prietenie. Vorbeați voi de TikTok ceva. Am vărsat și noi. Îl am pe maestru TikTok-ului aici. Pune-mă așa cu mâini. A, vezi, mă, că și-au dus aici mâinile. L-ai dus direct, știi? Și-au dus drop the mic. Am zis că trebuie să vă conectați, Florile. Nu ne-am văzut. Păi aveți un punct să te uiți la echipele adverse. Aici așa invers, Milona. Milona. Milonu. Ăla e. Nu merge, mă, asta, terminat. Uitați-vă, da. Așa nu mere bani, oamenii așa au încercat. Hai să vedem. Au venit cu ăștia, au joc. 6 boabe în bol și 3 pe lângă. Ceea ce... Voi ați fost buni până la urmă? Da, noi suntem compatibili. Ai văzut? Da. Practic, dacă ați pus 3 boabe, se scade câte un punct că trebuie să ștergem masa, mai scoatem câte 3 boabe, mai aveți 3 boabe. Păi da, ați dat pe jos. Deci se îmbălăm cu 2. Scoate, scoate. Că-ți cu ulei. Ce zi dacă-ți cu ulei? Ești bine că-ți pune de prăjit. Da, hai cu mine, puberul, lasă-mă că nu. M-a supărat jocul ăsta.